acest an care a trecut și am încercat să împlinesc și a fost și o avertizare pentru mine, e în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire și nu este în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Aceste două lucruri importante, viața neprihănită sau viața sfântă și iubirea față de frați și față de Dumnezeu, sunt cele două lucruri importante care trebuie să ne caracterizeze ca și copii al lui Dumnezeu. N-am reușit pe de-a întregul, doar prin harul Domnului și prin bunătatea Domnului m-a ajutat ca să pot să împlinesc aceste lucruri. Amin.